Meciul dintre ACS Berceni și Sport Club Bacău a fost unul tacticizat, așa cum sunt toate partidele în care Cristi Popovici este partea ecuației. Mai mult, formația gazdă a avut la rândul ei preocuparea majoră de a nu lăsa spații în apărare, rezultând un joc destul de închis. Totuși, prima ocazie a meciului au avut-o băcăoani în minutul 5 prin Hurdubei, însă portarul Bercenului a fost la post. Cea mai mare ocazie a partidei a aparținut tot oaspeților prin Bogdan Ungureanu, poarta celor din Berceni fiind lăsată la limită de un fundaș care a deviat mingea în bară, era minutul 38. Ocazia lui Ungureanu putea fi eclipsată de golul lui Bogdan Rusu din minutul 70, însă golul a fost anulat pe motiv de offside. Petrariu și-a făcut și el datoria în trebuturile băcăoane în mai multe rânduri, astfel că partida s-a încheiat cu o remiză albă. Fiecare echipă obține câte un punct, iar asta nu le-a ajutat prea mult în clasament, ocupând acum locurile 8 și respectiv 9. Partea bună pentru Sport Club Bacău este că a încheiat seria rezultatelor negative cu 3 egaluri acasă și 2 înfrângeri în deplasare, iar acum merge la Pitești cu un moral excelent pentru dificilul examen cu Academica.